După 36 de ore de dezbateri și negocieri, Uniunea Europeană, Parlamentul European și Comisia Europeană au ajuns la un acord istoric cu privire la legislația sistemelor AI. Europarlamentarul român, Dragoș Tudorache, a avut un aport decisiv la construirea acestei legislații, el lucrând de 4 ani la aceasta, fiind co-raportor pe AI Act. Europarlamentarul a vorbit despre importanța cercetării permanente în domeniul inteligenței artificiale, astfel încât reglementările adoptate să reflecte interesul cetățenilor europeni. I think as AI is becoming so omnipresent in our lives, so omnipresent in our economies, the whole world, for the last year in particular, has been wondering what to do about it. And when wondering what to do about it, they were looking for models and for inspiration. And I think that the work that we have done today, the work that we have achieved today, I dare say is an inspiration for all those out there looking for models. Secretarul de stat al Spaniei în digitalizare și AI, Carmen Tigras, a vorbit despre complexitatea întregului proces decizional și a punctat faptul că rezultatul acordului poate fi catalogat drept cel mai mare succes mondial din istoria digitalizării. De asemenea, și comisarul european, Thierry Breton, a lăudat acordul la care au ajuns cele 3 mari organizații europene, care nu va intra în vigoare mai devreme de 2025. It has been very long sessions, long trialogues, but I can definitely say that it has been worth the few hours of sleep, the nerves, and all the time we have spent these days to be able to celebrate the biggest milestone in the history of digital transformation in Europe for the single digital market, and I think for the world. This is really something that is much more, I believe, than a rule book. It's a launchpad for the European startups and also researchers to lead the global race for what our fellow citizens want, a trustworthy AI.